Salut tuturor, sunt Radu și acesta este primul clip video dintr-o serie intitulată de mine Primul Produs. În primul produs iau companii care astăzi sunt foarte mari, foarte cunoscute și vă arăt care a fost primul lor produs pe piață, de unde au plecat și veți descoperi că de cele mai multe ori este ceva foarte inedit sau total diferit de ceea ce produc astăzi. Încep cu Panasonic, a cărei poveste o știam deja și mi s-a părut perfectă pentru ideea de acest clip. Panasonic pentru mine astăzi înseamnă televizoare de mari dimensiuni, căști foarte bune, electrocaznice, aparatură hi-fi în general și așa mai departe. Compania însă a fost fondată în Osaka, Japonia, în 1918 de către Konosuke Matsushita și primul lor produs a fost un ștecher pentru dulie de bec. Vedeți în imagine, în zona neagră se înfigeau cablurile unui aparat electric ce trebuia alimentat, apoi se deșuruba un bec din tavan și în locul său se înfigea acest șteche. De ce se făcea așa? Pentru că în Japonia, în 1918, sistemul electric era în plină dezvoltare și era foarte ușor să tragi cabluri electrice de la o casă la alta și să le asigure astfel iluminat în încăperi, dar pentru prize e nevoie de planificare ceva mai mare, de cabluri trase prin pereți, ștechere speciale și așa mai departe. Și era foarte simplu să scoți un bec și să alimentezi de acolo un aparat electric. În imaginea aceasta, de exemplu, vedeți o domnișoară care scoate un bec și înfige în locul său cablul acelui aparat electric, care era un încălzitor electric, tocmai pentru a-l alimenta cu energie. Acum Matsushita, care la 22 de ani lucra pentru compania de electricitate din Osaka, a inventat un astfel de ștecher care era mai ieftin și mai fiabil decât ce se găsea în acel moment pe piață. Când șefii săi nu au fost însă interesați de produsul său, și-a dat demisia, a plecat pe propriu și a înființat o companie tocmai pentru a produce aceste ștechere. N-a fost ușor, a plecat alături de soție și de cumnatul său, pentru că în Japonia pe vremea aceea erai de mult căsătorit la 22 de ani, și producea astfel de ștechere în beciul casei sale. Nu le-a vândut foarte bine, dar s-a împrumutat de bani, a continuat să le producă, le-a oferit unor magazine și în timp cumpărătorii s-au convins că acestea sunt mult mai bune decât concurența din piață, așa că a început să primească mult mai multe comenzi. Și în 1922 avea deja 50 de angajați și o fabrică de 230 de metri pătrați pentru astfel de ștechere. Produsul care a mers și mai bine a fost un soclu dublu. Vedeți, ziua era simplu să scoți un bec și să alimentezi din locul respectiv un aparat electric. Noaptea însă aveai nevoie și de becul respectiv în tavan, iar cu acest soclu dublu inventat de Matsushita, puteai să păstrezi în continuare un bec într-o parte și să alimentezi din partea cealaltă un aparat electric. Partea amuzantă este că undeva pe site-ul Panasonic scrie că astăzi încă se produc 100.000 de astfel de, de socluri pe an, de ce? Pentru că se pare că sunt utile pe la festivaluri, unde standurile sunt unite prin cabluri de iluminat și cine are nevoie să alimenteze un aparat electric, scoate un bec din respectiva instalație de iluminat și conectează acel aparat electric. Al doilea produs al lui Matsushita a fost o lampă de bicicletă, care mi se pare dovada că omul chiar a fost un inventator în cât mai multe domenii posibile. Vedeți, pe vremea aceea, lămpile de bicicletă erau clasice felinare cu ulei, Existau și lămpi electrice, dar nu erau deloc fiabile pentru că, nu știu, țineau maxim două ore și se stricau de la vibrațiile drumului. Și Matsushita a studiat câteva luni problema aceasta și apoi a inventat o lampă cu formă alungită în care încăpeau vreo trei baterii și care era mult mai rezistentă și ținea și vreo 40 de ore uh, pentru a alimenta un bec. A oferit-o magazinelor de biciclete care au fost sceptice la început, dar în timp s-au convins că este bună și au început să curgă comenzile. Ulterior a inventat și un fier de călcat electric alimentat-o din circuitul becurilor, și acesta a fost de fapt produsul care a adus foarte mulți bani, pentru că pe vremea aceea un fier de călcat era foarte scump, iar Matsushita a vândut foarte multe bucăți și la preț mare și deci a câștigat foarte mulți bani. Ulterior a produs radiouri, iar în perioada celui de-al doilea război mondial și alte aparate electrice. Iar după război a început să producă sau să asambleze televizoare și radiouri și alte aparate. Ștecherele le vindea deja sub brandul National și a continuat businessul sub acest brand, iar ulterior totul a fost reunit sub Panasonic. Și astfel Panasonic a devenit compania mare care este astăzi, adică astăzi au 270.000 de angajați, operează în toate țările de pe planetă, vând de 65 de miliarde de euro pe an. Și totuși primul lor produs a fost un ștecher și nu pentru prize, ci pentru dulie de bec. Poveste frumoasă zic eu. Acesta a fost clipul, mulțumesc că v-ați uitat la el. Dacă aveți idei de alte companii pe care să le prezint în astfel de clipuri, vă rog să-mi spuneți în comentarii. Mulțumesc și la revedere!